toți candidații și mai mulți politicieni spun că în Republica Moldova sunt foarte multe probleme de care trebuie să scăpăm. O leacă nu se, nu se expun corect. Pentru noi, Igor Dodon este problema numărul 1 în Republica Moldova. Înțelegeți? Toți politicienii care au fost în Republica Moldova în ultimii 30 de ani, ei au băgat Republica Moldova într-o carantină totală. Și astăzi, avându-l încă o leacă doctor, o leacă președinte, o leacă quadraciclist, o leacă cu temperatura 41 pe tot, noi nu avem nicio șansă să ieșim din această situație. Suntem blocați. Uitați-vă, chiar am fost acuzați de mai multe ori, mai ales de cei care spun că sunt pro-europeni, unioniști, vorbesc nu de politicieni, dar de cetățeni, da? Care vedeau doar valorile europene, doar alții cu unionismul. Și până la urmă ei au văzut rezultate concrete. Uitați-vă, în Bălț, în primul tur, doar nu sunt vorbitori de rusă, 60-70% cei care mă votează tot timpul în primul tur. Deci în Bălț am demonstrat că români, ruși, moldoveni, ucraineni, toți care suntem, suntem o familie unită, facem lucruri frumoase. 99% din toate propunerile mele la Consiliul Municipal s-au votat unanim, necătând la faptul că puteam să am alte viziuni, dar din momentul că am devenit primar și trebuiam să fiu un primar ok pentru toți cetățenii, eu am început o colaborare corectă cu vecinii noștri, da? Ca primar, necătând că asta mai mult trebuie să o fac președintele țării. Am început a colabora cu, am organizat în minte o masă rotundă, au venit peste 80 de persoane din Ucraina și România. Ne-am înfrățit cu unele orașe, cu unele erau, eram bălți înfrățit istoric, adică până a deveni primar. Am început a elabora proiecte. De ce astăzi, iată, eu primar de Bălți, vă dau un simplu exemplu. Iată, am obținut un grant de 1 milion de euro din partea Guvernului Suediei pentru Bălți, din care 300.000 de euro, conform contractului, am organizat un concurs european și o să fim primul oraș în Republica Moldova pentru care va fi elaborat, deja este și câștigător, un grup de companii din Germania, vor elabora în timp de un an un proiect de modernizare a transportului Bălți, ca să știm câte taxiuri să avem, câte stații auto care le distrugem, unii trebuie să scoatem semafoarele, câte autobuse circule ora de vârf a traficului. Deci asta trebuie de făcut un proiect de asta pe toată Moldova, că problema asta este și în Chișinău și în toate localitățile din Republica Moldova.